Bun, bun, bun. Bună seara, în primul și primul rând. Hai să vă spun ce mi-a trecut mie prin cap. Din titlu știți ce mi-a trecut mie prin cap, dar să vă explic o situație. Eu când intru pe rețelele de socializare, oricare dintre ele, dau peste rețete. Și unele rețete sunt super virale. Toată lumea le face, toată lumea spune că sunt extraordinar de bune, trebuie să încercați rețeta asta, nu știu ce, nu știu ce. Și am zis, băi, ia hai mă să punem la test rețetele astea virale, să vedem ce e de capul lor. Dacă pe bune sunt bune, dacă merită să le încercăm, dacă până la urmă bune, își merită viralul. Așa că în clipul de astăzi asta voi face alături de voi. Voi testa două rețete super virale la momentul de față. Una sărată și una dulce, ca să fie bine, să nu fie rău. Și dacă vă place genul ăsta de clip, cu mare, mare drag mai fac, că la câte rețete virale sunt pe internet, avem clipuri să ne săturăm. Așa că aștept comentariile voastre să-mi spuneți cum vă place genul ăsta de clip. Până una alta, începem cu prima. Intrăm în pâine, intrăm în forță. Hai să vorbim despre prima, care la momentul de față cred că este cea mai virală rețetă rapidă de pe TikTok, Instagram și Facebook. Deci toată lumea face rețeta asta. Pasta chips, adică, Dumnezeule, niște paste transformate în chips. Rețeta e foarte, foarte simplă, din câte a văzut, o să vă las un mini clip pe aici, de pe TikTok. Practic, fierbi pastele, le dai prin brânză, condimente după gust și le bagi la friptoza cu aer sau la cuptor, dacă nu ai. Așa că m-am gândit, băi, friptoza am, am și cuptor. Dar hai să încercăm rețeta să vedem dacă pe bune merge situația, cum se desfășoară. Și cel mai important, ce gust au pasta chips. Așa că întorc camera, mergem la bucătărie și preparăm astăzi pasta chips. Iar după o să vă arăt cum arată produsul finichitat și cel mai important o să vă spun, pentru prima oară când gust așa ceva, ce gust are, cum este situația. Nu știu, e puțin ciudat, adică să fieri pastele, după aia să le bagi la cuptor, să le prăjești între ghilimele. Rămâne de văzut dacă merită să mai facem și a doua oră sau nu. Haideți la bucătărie. Am pregătit aici toate nebunile pentru paste. De data asta voi folosi paste spiralate. Aici am busuioc proaspăt pentru că nu se poate. Pastele și aici am brânză pentru paste. Și câteva condimente. Sare, usturoi granulat și piper. Voi începe prin a pune pastele la fiert, după cum spune rețeta, bineînțeles. Aștept 8 minute să se fiarbă. Bun, este momentul să scoatem pastele. Am pregătit aici un castronaj. Le scot în bolul ăsta. Ok, acum voi adăuga puțin ulei, cam o linguriță așa. După care busuiocul, pentru că fără el nu se poate în viață. Pastă fără busuioc nu există. Și toate condimentele astea. Voi amesteca bine toate ingredientele aici în bol. Iar acum le voi introduce pentru 20 de minute în friptoză. Cam așa arată momentan. Tind aici bine. Le băgăm, am spus, pentru 20 de minute. Da. La 180 de grade. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Ce trosnește, ce nebunește pasta chips. E gata, o să le pun în farfuria asta și am să aștept să se răcească puțin ca să le pot proba. Cam așa arată, uitați-vă ce a rămas aici, nebunie. Nu știu ce să vă spun, dar vă aștept să le testez momentan, așa arată. Aștept să se domnulească puțin aici căldura și imediat le testăm. Le gustăm de fapt. Ia să vedem despre ce e vorba cu pasta chips. Le-am adus aici să se răcească mai repede. Arată apetisant, adică nu arată rău deloc, dar sunt curioasă să văd ce gust au. Așa arată ele. Miros destul de bine, miros a paste, nu miros a altceva. Hai să iau ce unul de pe aici să gust, uite. De exemplu ăsta, îmi plouă în gură că miroase foarte bine. Acum să vedem ce gust au. Practic au gust a paste, arse. Și parcă merge la un, nu știu cum să vă spun, la ceva cauciucat. Deci că e un cauciuc. Un cauciuc cu gust a brânză și condimente. Asta este pasta chips. Cel puțin, mie așa mi se pare. Voi ați făcut, vă place. Pur și simplu zici că e un cauciuc. Are gust bun, adică nu e rău. Are ușor gust a chipsuri, dar...
mai degrabă cauciuc cu gust a brânză, usturoi și ce condimente i-am mai pus eu. Deci rețeta pasta chips nu este chiar așa, cine știe ce, precum se zice pe internet, pur și simplu, ok, e o invenție, dar nu e ceva să mă dea pe spate. Îi dau like că e bun, e comestibil, adică să faci așa ceva nou la aperitiv, să pui pe masă în mijloc cu alte brânzeturi și să iei așa cu niște brânză să mănânci. Da, dar prefer categoric pastele normale. Pasta chips e un fel de cauciuc condimentat. Dar merge, nu e rău, așa că o să-i dau un like, că nu e chiar așa de rău, dar nu știu, știi? Cu rețetele astea virale, când le faci, te aștept să fie ceva wow, super, super bun, și cu pasta chips nu s-a întâmplat. Adică e ok, e bun, dar parcă mai bună e pasta normală, clasică. Poate sunt eu aici o clasică și îmi plac doar rețetele clasice, dar parcă tot la ideea de cauciuc cu gust a brânză rămân. Adică e comestibil, e mâncabil, dar foarte basic. Adică știi, când vezi chestii de-astea super virale, ai niște așteptări enorme, că o să fie cel mai bun lucru pe care l-ai testat vreodată, l-ai mâncat vreodată, dar se pare că nu este așa când le faci la tine acasă. Deci, pasta chips, un like de la mine că e comestibil, e mâncabil, dar parcă rămâne așa, parcă te așteptai la mai mult, știi ce zic? Da, e mâncabil, merge. Așa cum mă pun să mă uit la ceva pe internet și să mănânc pasta chips. După cum vă spuneam, avem și o rețetă dulce, una sărată și una dulce. Adică, ați văzut cu siguranță pâinea norișor. Pâinea norișor la un moment dat era cea mai virală rețetă de pe TikTok, ajunsese la milioane și milioane de vizualizări și eu eram în plan, ce e asta? Adică, ok, e dulce și oricum orice e dulce mie îmi place, dar ce e asta? Și uite că a sosit momentul să o testăm într-un clip, să vedem ce gust are și, cel mai important, să vedem dacă e atât de simplu de făcut precum spune toată lumea prin clipurile astea virale. Așa că mergem la bucătărie, ne apucăm de treabă și testăm pâinea norișor, care de fapt astăzi o să fie un norișor galben pentru că nu am colorant albastru. Cu practic ai nevoie de câteva galbenușuri de ou, amidon de porumb, ceva esență de vanilie, zahăr și colorant după gust. În cazul meu v-am spus pe galben portocaliu că nu am altceva. Așa că am toate ingredientele, ne apucăm de treabă. Bun, am pregătit aici ingredientele, 3 albușuri de ou, niște făină de porumb sau amidon de porumb, zahăr 30 de grame și făina de porumb 10 grame, vanilie, esență de vanilie pe gust și colorantul alimentar, v-am spus galben. Primul lucru pe care îl voi face, voi mixa albușurile până vor deveni spumă. Acum voi adăuga zahărul și voi mai mixa până incorporez tot zahărul în albușuri. Acum pun puțină esență de vanilie, după gust, cred că ajunge atât. Colorantul ajunge atât și făina de porumb, adică amidonul. Eu îl cern, am văzut că în rețete nimeni nu îl cernea, dar rămân cocoloașe dacă nu, uite. Așa că o să-l cern, să fie cât mai pufos și cât mai fin. Uite, dacă nu ar fi rămas toate cocoloașele astea. Și acum incorporez la viteză mică toate ingredientele. După cum ați văzut, am mai pus puțin colorant, că parcă nu era cum trebuie. Acum o să curăț pereții bolului cu o spatulă și o să o pun compoziția într-o tavă pentru cuptor în care am pus o hârtie de copt. Are o textură, să știți, ciudățică, nu știu de ce, dar mi se pare destul de spumoasă, zici că e un burete. Acum să vedem și ce gust o avea. Acum o să o nivelez puțin, că am văzut că trebuie să fie rotundă. Mă rog, nu cred că contează asta, dar să aibă totuși o aparență așa de pâinică. Ia uite ce drăguță e. Ce place e că e așa ca un burete. O manevrezi așa foarte ușor. Și acum o să o bag la cuptor, am preîncălzit cuptorul la 180 de grade, o să o bag la 180 de grade pâinica pentru jumătate de oră. Atât am văzut și eu că se bagă, tot băgăm, vedem după aia ce și cum. Cam așa arată pâinica,
sunt tare curioasă ce o să iasă din toată nebunia asta. Ca fapt divers, să știți că mi-a luat 10 minute să o fac, adică se face foarte repede compoziția. Acum trebuie să stea, repet, jumătate de oră la cuptor. Revin după cu rezultatul final și cu testul, să vedem ce gust are. Apropo, eu am băgat-o pe treapta din mijloc a cuptorului, nu știu dacă are relevanță, importanță, dar mă rog. Bye bye, ne vedem în jumătate de oră. Am scos pâinica și cam așa arată, proaspăt scoasă din cuptor, nu ating prea mult, o lasă să se răcească. După 10 minute revin, o rupem și o gustăm. Cam așa arată, proaspăt scoasă din cuptor, repet. Destul de drăguță, nu-i așa? Ia uite, de-abia aștept să o încerc. Ei, ce e asta, mon cher? Adică cât de mare era și în ce s-a transformat, s-a lăsat de numai. Hai să o iau de aici, totuși, și să mergem să o testăm. Mamă. Deci, așa arată pâinea norișor. S-a lăsat de numai. Sunteți pregătiți? Eu sunt pregătită. Să știți că la miros seamănă foarte bine cu bezeaua sau pandișpanul. E cam aceeași treabă. Ați văzut că s-a lăsat nimic supranatural. Hai să o rup în două. Wow! Ia priviți! Portocalie super drăguță. Deci la interior arată super bine și repet că miroase super bine. Trebuie să gust să văd cum e. S-a lăsat, nu e ca în rețetele de pe internet, adică mie nu mi-a ieșit, s-a lăsat. Și uite ce fain se rupe, ia să vedem. Ca să-mi dau seama ce mănânc. Nu e chiar așa wow, e între bezea și pandișpan, nu știu, are o textură super ciudată, nu asemăn cu nimic, dar e foarte... foarte așa moale, simt că lipsește făina cu desăvârșire ca să fie un pandișpan, dar e bun, gen când faci o cremă pentru creșmit și îți rămân albușurile, poți face pandișpanul ăsta cu el. Nu e chiar așa wow, vizual poate este wow, că uite, e portocaliu, e roz, depinde de ce colorant îi pune fiecare, dar nu e chiar atât de wow, e dulce, îmi place, nu pot să zic că nu. Dar prefer pandișpanul înaintea la chestia asta. Asta sunt mai gustoată, că totuși. Parcă ar mânca un burete. Ăsta e numitorul comun la dulcele ăsta. Parcă ar mânca un burete. Meșteș. Până când se dezvolvă situația. Deci, da, seamănă la textură cu un burete. A se aprecia. La gust are gust între pandișpan și bezele. Și cam asta este despre... asta, despre dulcele ăsta super viral. Nu e chiar așa, cum să spun eu, wow, pe cum mă așteptam. E bun, la gust e foarte bun. Gen, când nu știi ce să faci cu albușurile, e metoda perfectă pentru a face ceva dulce. Pâinica norișor, dar... uite că așa arată și gustul v-am spus. E ca un burete pandișpan. Gen, mănânci un pandișpan cu... textură a burete. Ăsta este gustul care îl definește pe pâinea norișor. Da. Eu o să-i dau un like, adică nu îmi displace, e foarte bun, dar mi se pare că s-a făcut prea mult tantam pentru ceva foarte banal. Așa aș numi eu. Dar are gust, e bun, like. Deci îi dăm like. Stai să mă dăm. E bun, mă, până la urmă, buretele pandișpan. E bun. Da, merge. Ei, dragii mei, și până aici clipul de astăzi. Sunt tare curioasă să-mi spuneți în comentarii dacă ați încercat și voi rețetele astea la voi acasă, cum vi s-au părut, dacă vi se pare ok, dacă își merită viralul, de-abia aștept în comentarii să vă citesc. Și dacă mai aveți clipuri de genul, nu uitați să-mi arătați asta printr-un like. Până data viitoare, eu vă doresc un weekend absolut minunat și vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată. Adios!